Iubiți credincioși, dragi ascultători, am ascultat cu emoție acest fragment evanghelic al Sfântului Ioan, care cred că ne-a cutremurat pe toți. Este un fragment plin, intens, cu multe întrebări, cu multe intrigi, cu multe personaje, dar în centrul a toate, o minune a lui Iisus Hristos. Este o evanghelie și a contrastelor. Iisus Hristos din noroi, care este parcă dătător de întuneric, scoate lumină. Iisus Hristos se declară astăzi, sau își declară o definiție de excepție: eu sunt lumina lumii. Dar spuneam că ne și mirăm. Sunt lucruri pe care nu le putem înțelege aproape. Lumina e în fața oamenilor, lumina săvârșește o minune și totuși oamenii nu sunt capabili să vadă. E problema de lumină și vedere, două lucruri care sunt strâns legate. Degeaba ar fi lumină dacă nu-i vedere. Degeaba e vedere dacă nu e lumină. Iată așadar, ne oprim puțin asupra acestui fragment și să vedem de fapt ce se întâmplă, pentru că asemenea Evangheliei de duminica trecută cu Samariteanca și cea de astăzi ne pune nouă, creștinilor din secolul 21, ne pune multe întrebări, ne pune multe provocări. Iată așadar, avem în fața noastră mai multe dialoguri, mai multe judecăți, mai multe procese. Mai întâi de toate, ucenicii, parcă neavând ce face, așteptând un moment deosebit, vorbesc între dânsii și judecă un om, pun o întrebare: cine a greșit, dacă un om e orb, el sau părinții? E o întrebare care ne punem și noi adesea și, din păcate, îl scoatem vinovat pe Dumnezeu de obicei. Dumnezeu a dat suferință, Dumnezeu mi-a făcut așa, Dumnezeu a hotărât așa. Când e vorba de suferință, căutăm ușor vinovații. Dar Iisus, vedeți ce frumos, întoarce discuția și spune: nici el n-a greșit, nici părinții lui. De fapt, Iisus voia să le spună că multe lucruri, chiar neplăcute, intră într-un plan al providenței. Și de data aceasta, boala acestui om, grea e adevărat orbirea, devine un semn grăitor, devine o minune, sau se săvârșește o minune cu acest om. În al doilea rând, ucenicii nu pot înțelege că nu-i vedem deloc mirându-se de această minune. Ei sunt, ca și noi, cei de astăzi, nemulțumiți de tot ceea ce se întâmplă. Ei nu știu să se bucure de un lucru foarte bun, așa cum este o minune. Pe de altă parte, un alt element este mulțimea. Mulțimea care nu prea intervine, ci doar vorbește nimicuri. Se discută cine este omul, ba chiar spun: cred că acest om nu e chiar orbul, se pare că seamănă cu el, cumva să scoate din discuție planul lui Dumnezeu, sau să scoate chiar pe Dumnezeu. Nici nu spun, vreun om din mulțime s-ar auzi să spună: dar poate acesta este Mesia, dar poate este Iisus Hristos, poate e Dumnezeu. Nimeni nu spune. Se mulțumește cu lucruri mărunte, cu discuții sterile, fără importanță. Oare nu ne asemănăm și noi cu mulțimea? V-ați făcut vreodată analiza discuțiilor de pe parcursul unei zile? Cât din discuțiile noastre au caracter sacru? Cât vorbim noi despre Dumnezeu? Cât vorbim noi despre Evanghelie? Ne asemănăm, din păcate, cu mulțimea de pe marginea drumului de astăzi. Farizeii, oamenii atotștiutori, oamenii cei mari ai timpului, bagă din nou parcă bețe în roate lui Iisus Hristos. Vor să aducă toate argumentele: noi știm totul, noi vedem totul, noi avem lumina, noi nu putem să acceptăm ca acest om care are și păcate, uitați ce păcătos este, cum să spunem că e Mesia?
i-au pus toate relele, parcă, în cârcă lui Iisus Hristos. I-au pus toate relele, ca nu cumva să vadă, să li se deschidă ochii și să vadă minunea. E trist acest lucru, pentru că ei vor să-l orbească din nou pe acest om, numai ca să nu fie adevărat. Ar fi în stare, cred, să spună, e orb, nu vede, nu știe, nu pricepe. Este o atitudine farizaică și noi ne întâlnim foarte adesea cu această stare. Mulți oameni ar vrea ca să nu mai existe Dumnezeu, ar vrea să-L scoată de peste tot. Și vedem acum o atitudine de acest gen chiar la noi în țară. Observați dumneavoastră, niște oameni, nu știu cât de luminați vor fi, vor să scoată și din școală icoanele, vor să scoată din viața copiilor religia, credința. Cu ce scop? Oare nu este aceeași, dacă vreți, atitudine a farizeilor? Nu-L vrem pe Dumnezeu, nu-L vrem pe Iisus Hristos, ne calcă sâmbăta, ca și cum sâmbăta era importantă, și nu orbul. Ce spuneți despre toate acestea? Nu trăim într-o lume plină de farizei? Mai departe, un alt grup sau două persoane din parabola de astăzi, din minunea de astăzi, sunt părinții. Tare ne mirăm de acești părinți. Ei au fost foarte greu să îl întrețină pe acest băiat al lor orb. Era mare și totuși încă era în grija lor. Nu se putea întreține singur. De data aceasta, băiatul lor deodată vede. Care ar fi fost normal atitudinea părinților? Ce frumos! Vai, Doamne, dar ce binecuvântare pe capul nostru! Am scăpat de o grijă, am scăpat de o povară. Ori nu. Iată că apare această frică de societate, apare această frică de farizei. Nu cumva să fie dați afară din sinagogă, nu cumva să li se întâmple ceva rău, merg până acolo încât își declină responsabilitatea. Întrebați-l pe el, nu ne întrebați pe noi. Le e frică. Vedeți din nou o atitudine pe care o găsim și la noi și la lumea de astăzi. Foarte mulți oameni beneficiază, cred eu, de darul lui Dumnezeu, de minuni, de multe haruri, de multe simțuri. Și toți avem sănătate, avem ochi, avem tot ce vreți, simțuri. Și totuși nu-i mulțumim lui Dumnezeu. Ne mulțumim cu o viață creștină de suprafață, de multe ori sterilă, de multe ori formală. Nu mă întrebați pe mine, este părintele, mergeți la el și vorbiți. Mergeți la cutare și întrebați, nu mă întrebați pe mine probleme de religie, nu mă întrebați pe mine despre Hristos. De ce? Oare de ce ne declinăm această responsabilitate? Mi-mi pare rău de acești doi părinți că nu se bucură și nu-și manifestă. Să vină la Iisus și spună, Doamne, îți mulțumim, dar ce de bine că ne-ai scăpat, dar ce bine că ne-ai ușurat de această grijă, de această povară. Vedeți ce atitudini diverse în același context. De data aceasta vorbim despre cel vindecat, despre orb, cel care, de fapt, intră într-o legătură și într-un dialog cu Iisus Hristos. Este interesant azi că minunea nu are loc la cererea cuiva, ci la intervenția lui Iisus Hristos. Probabil că și oameni din jur și ucenicii aveau nevoie de lumină, să-L vadă mai bine pe Iisus, să-L cunoască mai bine, ceea ce avem și noi nevoie în postul mare. De aceea intervine cu această minune fără a-i se cere. Iată, din nou am putea spune, Dumnezeu nu de multe ori nu așteaptă rugăciunea noastră. El știe de ce avem nevoie. El vrea doar un dialog. Ceea ce se întâmplă cu tânărul de aici. El intră într-un dialog și tânărul de astăzi merge, ascultă de Iisus, se spală unde îi spune Iisus la scăldătoarea Siloe, împlinește toate și termină foarte frumos cu o mărturisire de credință. Eu cred, Doamne, i-a zis el și s-a închinat. Este atitudinea, cred eu, a omului care se convertește, a omului care îl cunoaște pe Mesia. Iată așadar diferite atitudini. Dar eu vreau să spun că există și atitudini și la noi și în lumea noastră care parcă refuză vederea. Noi toți ne bucurăm de vedere și cred că pe toți ne doare inima când pe stradă vedem un om orb. Ei bine, tocmai de aceea spun, sunt suferințe multe, dar parcă așa ca orbirea nu-i niciuna. Noi ne bucurăm de toate acestea și tot și atâta lume parcă cere să fie oarbă. Unii se jură foarte desea pe ochi și pe vedere. Noi avem în limba română expresii tare nefericite și pe care chiar și creștinii le folosesc. Să-mi sară ochii, să chioresc dacă vom mai face acest lucru.
I-aș invita pe acești oameni inconștienți să trăiască o zi măcar într-o clinică de oftalmologie sau să aibă grijă o viață întreagă de un om orb. Ar mai cere acest lucru? Oare nu mai degrabă ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru acest mare dar al vederii? Alții își cer singur orbirea față de alte persoane. Să nu te mai văd niciodată în ochii mei, spun ei. Oare ochii ne-au fost dați pentru a hrăni dușmânia? Atâția copii nu mai vor să-și vadă părinții, atâția frați nu mai vor să-și vadă frații între ei. De aceea ne-a dat Dumnezeu darul vederii? Ce păcat! Alții nu vor să-L vadă nici pe Dumnezeu, trăiesc cu o inimă împietrită și mai vor să-i învețe și pe alții. Spuneam de scandalurile care au loc în școlile noastre. Oare toți aceștia nu joacă perfect rolul farizeilor care ar fi bucuroși ca vecinul să nu mai vadă sau ei să nu mai vadă? Am să vă aduc un caz dintr-un ziar vechi. Ziarul Belgia Liberă, un ziar fondat în anul 1913, într-un număr din anul 1919, prezenta următoarea întâmplare. Imediat după războiul mondial, primul, în apropierea orașului Bruges, pe malul mării, s-a deschis un mare șantier. Aici au fost concentrați mulți muncitori din toate zonele țării. Vine și un om mai din sudul Belgiei. Ajunge cam târziu, e adevărat, și deja se ocupaseră toate locurile de cazare din zonă. După mai multe căutări, găsește o cămăruță la o doamnă mai în vârstă, care era foarte credincioasă. Doamna se învoiește să-l primească în casa ei. Îi arată apoi camera unde va locui. El vede pe peretele casei o cruce. Destul de nervos, îi spune gazdei, ia jos de pe perete acel obiect. Eu nu vreau să văd în fața ochilor mei așa ceva. Doamna îi răspunde cu curaj, să știi că în casa mea nu pot să am o cameră în care să nu fie pe perete crucea lui Iisus. Dacă e așa, zice el, eu nu mai stau aici. Și a plecat. Mai umblă o zi în căutarea unei locuințe, dar în zadar. Nu găsește nimic. Spășit, se întoarce la aceeași doamnă. Nu am încotro, nu am găsit altă casă, voi locui aici. Bătrâna îi spune din nou condiția la care el, neavând încotro, acceptă. A doua zi dimineață, femeia, bună creștină, se gândește să-l invite pe o noul venit să mănânce ceva. Bate la ușa care era încuiată, dar nu răspunde nimeni. Bate și mai tare, dar tot degeaba. Cheamă niște vecini ca să o ajute să intre înăuntru. Au spart ușa și au intrat. L-au găsit pe acel om încremenit, cu crucea ruptă la genunchi. Nu a vrut să-l vadă pe Iisus în fața ochilor săi. Unde duce orbirea sufletească? O orbire care e mult mai rea și mai grea decât orbirea ochilor trupești. Iubiți credincioși, exemplul ne grăiește suficient. Eu vreau să spun că, fără Hristos, niciodată lumea nu va avea lumină. Uitați-vă în istoria bisericii, atâția sfinți au găsit în Hristos drumul lor. Milioane de creștini își găsesc drumul și orientarea doar prin Hristos. Și de 2000 de ani, biserica este ca un far călăuzitor pe fața pământului. Trei exemple. Japonia, dacă este Japonia astăzi, cu civilizația ei, se datorează luminii pe care au dus-o acolo călugării iezuiți înființând primele universități în Japonia. Italia, prima universitate la care papa a fost refuzat să intre, să o viziteze luna trecută, a fost înființată tot de un sfânt părinte papa. La noi, limba română se datorează tot bisericii care a trimis atâția învățăcei spre Roma și au venit înapoi și ne-au învățat limba română. Biserica și Hristos trebuie să domnească ca adevărata lumină și orientare în lume. Nu cumva să respingem lumina lui Hristos. Ne facem vinovați de moarte. Amin. Apoberibus consolationis.